Ce pot transmite ușor virusul dacă nu poartă mască, mai ales în spațiile închise și care nu sunt aerisite. Există însă și un risc ridicat de transmiterea virusului de către asimptomatici atunci când e aglomerație, chiar și în aer liber. Dacă oamenii cântă sau strigă sau dacă nu poartă mască de protecție, spune Institutul Național de Sănătate Publică. Vorbim despre acest subiect cu medicul Virgil Unsta de la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua. Se vorbește în aceste momente despre o transmitere intracomunitară susținută. Ce se poate face în aceste condiții? Cum te poți proteja? Este adevărat. Din păcate, un număr tot mai mare de persoane sunt infectate în comunitate. Multe dintre ele, făcând forme asimptomatice, nici nu știu că ele sunt potențial factor de a transmite boala. Și mulți sunt cu forme ușoare pe care nu le identifică și astfel riscul de a ne contamina este foarte mare. Trebuie să fim mult, mult, mult mai atenți cu noi acolo unde desfășurăm activitatea ca să respectăm cele trei reguli de bază. Distanțarea socială, purtarea măștii și igiena tegumentului. De fiecare dată când stăm de vorbă cu cineva sau ne întâlnim cu cineva, automat trebuie să punem masca, pentru că există riscul ca să fim contaminați de la persoana respectivă și care să nu știe că este infectată. Să evităm cât se poate de mult activitățile cu foarte multă lume și locurile aglomerate, pentru că sunt focare importante de contaminare. Mai e o chestiune, domnule doctor, în condițiile în care se vorbește atât de multe despre asimptomatici. Ei par a fi persoane care răspândesc foarte ușor această boală, acest virus. Ar fi o soluție, din punctul dumneavoastră de vedere, schimbarea opticii în ceea ce privește testarea în România? Pentru că în acest moment se face testare doar dacă ai simptome sau contra cost la cerere. Multă lume poate nu-și permite un astfel de test. Credeți că ar trebui să fie făcută o schimbare aici? Da, este o soluție. Acum sunt mai multe aspecte. Trebuie să ai și capacitatea de a face aceste testări. Pentru că, totuși, laboratoarele noastre au o capacitate mai redusă, de exemplu, decât în Germania, unde se pot face până la 80.000 de teste pe zi și care aplică această soluție de a testa, cât se poate de mult. Deci, pe tot, contactii a unui pacient depistat pozitiv îi testează tocmai pentru a detecta cât mai mult. Și mai este încă o problemă. Cred că factorul principal, de fapt, de transmitere este ca acești pacienți, într-adevăr, să fie izolați, să respecte măsurile de izolare. Degeaba testezi și descoperi pozitiv, dacă ei, în continuare, consideră că nu e important să stea acasă și să respecte regulile. Eu cred că trebuie foarte bine gândit ceea ce facem. Până una alta, trebuie să ne avem grijă singur de sănătatea noastră dacă dorim să nu ajungem pe patul spitalului și dacă dorim să mai avem locuri în spital unde să ne putem trata. Ce putem să facem dacă avem de plecat din țară sau dacă avem de intrat în contact cu persoane care sunt în vârstă, bolnave și nu știm, poate avem coronavirus și suntem asimptomatici. Ce putem să facem? Există două tipuri de teste. Dumneavoastră, pe care le recomandați, ce se poate face într-o astfel de situație? Ideal ar fi ca orice contact cu orice persoană să fie făcută la o distanță mai mare de 2 metri, deci să nu, că se poate discuta și multe lucruri desfășura la o distanță de 2 metri și cu mască și din partea ambilor cei care intră sau cu care trebuie să se întâlnească. Pentru că sunt cele mai eficiente măsuri. E adevărat, dacă te testezi, dar nu te poți testa zilnic când intri în contact cu cineva. Așa că e o măsură mai dificilă testarea în acest context și mai important este să respecte regulile. Mulțumim pentru această intervenție, domnule doctor. Anchetă șoc, doi ofițeri.